20, 1 Samuel, capitolul 26, un om format prin conflicte, împăratul David, fratele nostru, de altă dată. Un om format prin conflicte. Toate au un rost în viața noastră. Toate strimese de cineva care le-a calculat exact ce-ți trebuie ție și ce-mi trebuie mie. Și în capitolul acesta vedem un Dumnezeu care se poartă într-un chip cu totul și cu totul și cu totul și cu totul special cu David. Și totuși David dă palături. Dar să nu anticipăm. Dumnezeu îi arată puterea lui și David trage concluzii greșite. Capitolul 26. Zifiții s-au dus la Saul, la Gibea. Cei cu ei, dacă vă uitați la capitolul 25, ultima dată am vorbit despre pățania lui David cu Abigail, când era gata să-l omoare pe soțul lui Abigail, pe Nabal. A trimis să îi dea ceva din ceea ce se cuvenea și omul acela n-a vrut să-i dea, el a vrut să-l omoare. Abigail a venit și a salvat casa, s-a întors acasă și i-a spus soțului ei ce s-a întâmplat. Dumnezeu l-a lovit pe Nabal, a murit, versetul 38. David, care a rămas cu o impresie foarte puternică de la întâlnirea cu femeia aceasta, a chemat-o să o ia de nevastă. Și era în pustie aceasta Zif. Era ca și cum David a venit în, hai să spun moldovenește, a venit în ospeție la ei. Unde, am zis bine? A venit în ospeție la zifiți. Dușmanul lui David era Saul. Saul era împăratul din țară. Și zifiții se duc la Saul să-l toarne pe David. Să-i spună, e aici, e aici. Știu că îl cauți, e aici. Dacă vrei să vii, pune mâna pe el, e aici. Zifiții s-au dus la Saul, la Gibea și i-au zis, iată că David este ascuns pe dealul Hachila, în fața pustiei. Saul s-a sculat și s-a pogorât în pustia Zif cu 3.000 de oameni aleși din Israel ca să caute pe David în pustia Zif. A venit cu ceea ce se numește astăzi trupele speciale. A tăbărât pe dealul Hachila. De ce n-a venit cu toată oștirea? Pentru că David avea 200, 400, 600 de oameni. A zis că nu-i cazul, mai ales că era o operație de comando să-l ia pe neașteptate, a venit doar cu 3.000 de trupe speciale, oameni obișnuiți cu lupta. A tăbărât pe dealul Hachila în fața pustiei lângă drum. David era în pustie și înțelegând că Saul merge în urmărirea lui în pustie, a trimis niște scoade și a aflat că într-adevăr Saul venise. Atunci David s-a sculat și a venit la locul unde tăbărâse Saul și a văzut locul unde era culcat Saul cu Abner, fiul lui Ner, căpetenia oștirii lui. Saul era culcat în cort, în mijlocul taberei și poporul era tăbărât în jurul lui. Observați, David se mișcă foarte ușor prin țară. Are iscoade peste tot, are oameni care îl simpatizează, nu numai oameni care îl toarnă. A aflat că Saul venise, a trimis niște iscoade, erau evrei între evrei, îmbrăcați la fel, vorbeau la fel, se tundeau la fel, mâncau la fel. Era greu să știi cine sunt al lui David, cine sunt al lui Saul. Așa că se mișcau foarte ușor în jur și îl supravegheau pe Saul și dădeau de știre lui David. David a luat cuvântul și a vorbit lui Ahimelec, hetitul, și lui Abishai, fiul Țeruiei, și fratele lui Ioab. Ăștia sunt un fel de generali ai lui. Generali ai lui. Cine vrea să se pogoare cu mine în tabăra lui Saul, la Saul? Și Abishai a răspuns, eu mă voi pogori cu tine. David și Abishai s-au dus noaptea la popor și iată că Saul era culcat și dormea în cort în mijlocul taberii și sulița lui era înfiptă în pământ la capul lui. Abner și poporul erau culcați în jurul lui. Abishai a zis lui David, Dumnezeu, dă astăzi pe vrăjmașul tău în mâinile tale, lasă-mă, te rog, să-l lovesc cu sulița mea și să-l pironesc dintr-o lovitură pe pământ ca să n-am nevoie să-i mai dau alta. Dar David a zis lui Abishai, nu-l omorâ, că și cine ar putea pune mâna pe unsul Domnului și să rămână nepedepsit? Și David a zis, viu este Domnul, că numai Domnul îl poate lovi, fie că îi va veni ziua să moară,
fie că se va pogorî într-un câmp de bătaie și va pieri, să mă ferească Domnul, să pun mâna pe unsul Domnului. Ia numai sulița de la capul lui, culciorul cu apă și să plecăm. David a luat dar sulița și ulciorul cu apă de la căpătâiul lui Saul și au plecat. Nimeni nu i-a văzut, nici n-a băgat de seamă nimic și nimeni nu s-a deșteptat căci Domnul, și subliniați aceasta în mintea, dacă nu în Biblia dumneavoastră, căci Domnul îi cufundase pe toți într-un somn adânc. David a trecut de cealaltă parte și a ajuns departe pe vârful muntelui, la o mare depărtare de tabără, și a strigat poporului și lui Abner, fiul lui Ner. N-auzi tu, Abner? Abner a răspuns. Cine ești tu care strigi către împăratul? Și David a zis lui Abner. Oare nu ești tu bărbat? Și cine este ca tine Israel? Pentru ce atunci n-ai păzit pe împărat, stăpânul tău? Căci cineva din popor a venit să omoare pe împăratul, stăpânul tău. Ce ai făcut tu nu este bine. Viu este Domnul că sunteți vrednici de moarte, căci n-ați vegheat asupra stăpânului vostru, asupra unsului Domnului. Uită-te acum unde este sulița împăratului și ulciorul de apă care erau la căpetele lui. Saul a cunoscut glasul lui David și a zis, glasul tău este fiul meu, David. Și David a răspuns, glasul meu, împărate, Domnul meu. Și a zis, pentru ce mă urmărește Domnul meu pe robul său? Ce-am făcut și cu ce sunt vinovat? Să binevoiască acum împăratul, Domnul meu, să asculte cuvintele rostite robului său. Dacă Domnul este cel ce te astâță astăzi împotriva mea, să primească mirosul unui dar de mâncare de la noi. Dar dacă oamenii te astâță, blestemat să fie înaintea Domnului, fiindcă ei mă izgonesc astăzi ca să mă deslipească de moștenirea Domnului, zicându-mi, du-te deslujește unor dumnezei străini. Să nu-mi cadă sângele pe pământ departe de fața Domnului, căci împăratul lui Israel a pornit să mă caute ca pe un purice, cum ar urmări o potârniche în munți. Saul a zis, am păcătuit, întoarce-te, fiul meu David, căci nu-ți voi mai face rău, fiindcă în ziua aceasta viața mea a fost scumpă înaintea ta. Am lucrat ca un nebun și am făcut o mare greșeală. David a răspuns, iată sulița împăratului. Să vină unul din oamenii tăi să o ia. Domnul va răsplăti fiecăruia după dreptatea lui și după credincioșia lui, căci Domnul te dăduse astăzi în mâinile mele și eu n-am vrut să pun mâna pe unsul Domnului. Și după cum azi viața ta a avut un mare preț înaintea mea, tot așa și viața mea va avea un mare preț înaintea Domnului și El mă va izbovi din orice necaz. Saul a zis lui David, fii binecuvântat, fiul meu David, tu vei face lucruri mari și vei birui. David și-a văzut de drum și Saul s-a întors acasă. Capitolul 27, versetul 1. David și-a zis în sine, voi pieri într-o zi ucis de mâna lui Saul. Nu este nimic mai bine pentru mine decât să fug în țara filistenilor pentru că Saul să înceteze să mă mai caute în tot ținutul lui Israel. Așa voi scăpa de mâna lui. Și David s-a sculat, el și cei 600 de oameni care erau împreună cu el au trecut la Achiș, fiul lui Maoc, împăratul Gatului. Haideți să ne ridicăm și să ne rugăm. Doamne, ar fi suficient să citim și să ne pătrundem de ce am auzit. Te rugăm însă acum, vorbește-ne din textul acesta, ceva care se potrivește cu noi, cu viața noastră. Așa că să învățăm de la alții ce să facem și să învățăm de la ei și ce să nu facem. Pentru că vrem să fim plăcuți înaintea ta. În numele Domnului Iisus te rugăm, vorbește fiecăruia dintre noi. Amin. Amin. Luați.
Dacă ați fost atenți la lectură, sarcina mea este mai ușoară. Dușmanii lui David n-au fost numai cei din afară. Data trecută am văzut cum s-a luptat cu Nabal. Astăzi îl vom vedea pe David învins, nu învingător, de un dușman dinăuntru. Este conflictul lui cu îndoiala. De unde știu lucrul acesta? Din experiența pe care o face David. La începutul capitolului îl vedem pe David adunându-și generalii, prietenii aceștia, Ahimelec, hetitul și lui Abishai și fratele lui Ioab. Și i-a zis, cine vrea să se pogoare cu mine în tabăra lui Saul? Acum vă întreb pe dumneavoastră, de ce credeți că David, care era nu pe celălalt munte și Saul era acolo în fața dealului cu 3000 de oameni și corturile așa și în mijloc era cortul lui Saul, noaptea, David stă, se roagă, meditează, stă de vorbă cu Dumnezeu, stă de vorbă cu el însuși și ajunge dintr-o dată la gândul acesta. Eu vă întreb pe dumneavoastră, de ce credeți că David a zis, hai să mergem în tabăra lui Saul? Uite, eu vreau să merg în tabăra lui Saul. Mai vrea cineva? Vrea cineva să meargă cu mine? Ce rost avea incursiunea aceasta? Ce vrea David să facă? Cei doi generali nu-l întreabă. Este un studiu psihologic și se pot face tot felul de concluzii. Se pare că David era o personalitate foarte puternică, impulsivă și în același timp un conducător care vroia ca oamenii să-l urmeze. Și oamenii îl urmau, fără întrebări. Era un adevărat lider și va fi toată viața un adevărat lider. Și liderii pot să greșească și pot să facă lucruri bune. Nu întotdeauna cei care îl urmează comentează. Nu e vorba de biserică, în biserică nu trebuie să existe niciodată așa ceva. Aici suntem un popor al Domnului și trebuie să spunem întotdeauna ni s-a părut potrivit cui? Duhului Sfânt și nouă. Nu mie, nu eu sunt păstor aici, nu eu sunt Diotref, dar trebuie să ascultați de mine, ori mă dați afară, ori faceți ca mine. Biserica e cu totul altceva. Și nu vă treacă prin cap că expresiile acestea au vreo implicație în poziția mea în biserica de aici. Eu nu sunt David, dumneavoastră nu sunteți Israel. E vorba de vremea împăraților. David este un lider puternic. Generalii iubesc, ca altădată grecii pe Alexandru Macedon, și nu-l întreabă prea mult. Ca altădată francezii pe Napoleon. Dacă el zice, mergem. El știe, el e șeful, el are călăuzirea lui Dumnezeu, e omul lui Dumnezeu, un om providențial, mergem după el. Înțeleg că generalii nu-l întreabă, dar generalii îl încearcă să înțeleagă, pentru că fiecare om își pune întrebări. De ce vrea David să mergem noi? De ce vrea el să se ducă? Hai, noi mergem ca să nu lăsăm sigur, că dacă se întâmplă ceva, îl ajutăm cumva să nu moară sau ne luptăm cu ea de acolo. De ce nu vrea să meargă singur? Pentru că se teme să meargă singur, are nevoie de să fie măcar 2-3. Dar de ce oare vrea să meargă? Și ce credeți că trag ei concluzia? Ei merg, David venise cu trupe speciale și intuiesc că David vrea să facă o operație chirurgicală, cum sunt americanii, să meargă cu un detașament foarte mic de 3 și în loc să se lupte evreii cu evreii, mai bine David să pătrundă până la cortul lui Saul și să-l omoare. Faptul că ei gândeau așa se adeverește din faptul că atunci când se întâmplă să ajungă la cortul lui Saul și toți dormeau acolo, unul dintre ei chiar așa zice. Pentru asta am venit. Uite-l, lasă-mă să-l lovesc. Și David zice nu. Din momentul ăsta nici ei nu mai înțeleg. De ce am mai venit? Am venit numai să vedem dacă sforăie sau nu sforăie. Asta e treaba lui nevastă sau nu-i treaba noastră. De ce am venit până aici? Să vedem cu cine doarme, cu fața jos sau cu fața în sus. Pentru ce ne-a adus până aici? Ei nu l-au înțeles pe David, e clar că nu l-au înțeles. Eu vă întreb pe dumneavoastră, noi putem să-l înțelegem? Ce credeți că a fost în mintea lui David? Biblia nu ne răspunde la toate întrebările și mai bine zis, nu ne dă întotdeauna mură în gură, dar ne lasă să credem că David avea înăuntru lui un conflict. Era mâncat de îndoială. El este un om care vrea să asculte de Dumnezeu. Dumnezeu este Dumnezeul poporului Israel. Dumnezeu trebuie să aleagă un împărat. Saul alege în continuare pe Saul și trebuie să-l lepe de pe el,
Saul protejează pe el și va trebui să rezolve cumva problema lui Saul. Și David riscă totul și zice, mă duc în tabăra lui Saul. Dacă Dumnezeu a îngăduit ca Saul să vină după mine, eu vreau să mă duc și vreau să-L provoc pe Dumnezeu. Să-I spun, Doamne, ăștia sunt 600 de oameni care sunt necăjiți, de-aia au venit la mine. De ce trebuie să moară ei? Eu mă duc în mijlocul taberei și dacă este voia ta să mor, eu sunt gata să mor. Mă duc până la Saul. Mai vrea cineva să vină cu mine? Astăzi vom cunoaște voia Domnului. Dacă Domnul vrea să mor eu sau să nu mor eu. Ce rost are să așteptăm până la ziua să fie lupte, să moară de-ai noștri și de-ai lor? Ăștia suntem frați. De ce trebuie să meargă frați? Doamne, eu merg până în tabăra lui Saul, până în mijlocul acolo. Și dacă tu vrei să mă omori, omoară. Dar arată-mi în seara aceasta care e voia ta cu privire la mine. Este un om care are o problemă înăuntru, are un zbucium înăuntru, are o îndoială înăuntru și are nevoie de o dovadă din partea lui Dumnezeu. Întrebarea mea e din cum am citit textul. Îi răspunde Dumnezeu sau nu îi răspunde? Îi răspunde. Îi răspunde. Îi răspunde. Laud pe Dumnezeu care are răbdare cu noi. Până și nazurile noastre sunt în socoteala Lui. Cunoaște fiecare zbucium, cunoaște fiecare îndoială și Dumnezeu este gata să se muleze pe personalitatea ta și să-ți răspunde așa cum ești tu. Nu te înțelege nimeni din jur. Nici soția, nici soțul, nici colegii, nici nimeni. Dar Dumnezeu știe ce e în inima ta. Și când David merge prin tabăra evreilor, repet, se îmbrăcau la fel, vorbeau la fel, miroseau la fel, barba lor era la fel. Erau evrei ca evrei. Trece ca prin brânză, prin toată tabăra aceea de oameni special, 3.000 de oameni. Cortul era în mijlocul taberei, pentru că toți îl protejau pe împărat. Merge până în rărunchi, în inima acestei tabere armate. Și culmea, nimeni nu mișcă. Nimeni nu mișcă. Și textul ne spune cine făcuse lucrul acesta. Domnul. Nu e normal ce se întâmplă. Supranatural. Absolut supranatural. David avea nevoie de un argument, avea nevoie de o dovadă, avea nevoie ca Dumnezeu să-și întărească chemarea care i-a făcut. Și spune, Doamne, risc totul, fac ceva neobișnuit. David este poet, David este un om al câmpului, David este un om care nu intră în tipare, David este un om spontan, un om natural, ce e în gușă și în căpușă. Și Dumnezeu îl cunoaște, se așteaptă la foarte multe de la David. Și David are o idee trăznită în noaptea aceea. Zice, Doamne, vreau să mă duc în tabără. Și vreau în noaptea aceasta să rezolv problema. Buboiul ăsta, eu nu accept. De ce să ne luptăm așa la infinit? Mor evrei, mor copii de-ai tăi și acolo și aici. Pentru ce, Doamne? Și Dumnezeu știe pe David. Îl știe pe David. Și în seara aceea, noaptea aceea, Dumnezeu în toată tabăra lui Saul trimite pe cineva cu pastile de sleeping aid. E un somn suspect. Mi închipui pe evrei care vorbeau în preajma bătăliei și spune, hai să-ți mai spun ceva. Și în timp ce vorbeau, se parcă umflă limba în gură și mi închipui pe cei care stăteau la pază. Cum se luptă cu somnul și încearcă să se... Și dorm sprijiniți în ciomac sau în ce aveau. Mi-închipui pe cei care stăteau în jurul cortului lui David. Mi-închipui pe Abner, lui Saul. Mi-închipui pe Abner, care dormea lângă împăratul. Nimeni nu putea să ajungă la Saul fără să treacă peste corpul lui. În ușa cortului dormea. Nu mai poate. Nu mai poate. E un somn care vine de la Domnul. Și David trece cu generalii lui prin tabără și se uită în dreapta și în stânga și nimeni nu mișcă. Nimeni nu vorbește. Ajunge la cort și parcă sunt niște corpuri moarte. Nu se poate ca David să nu fi înțeles, mai ales din ceea ce scrie textul, că aceasta este de la Domnul. Generalul îi spune să-l omorâm. Și David zice, n-am venit pentru asta. Și ei nu mai înțeleg nimic. Ia numai ulciorul și cu... Hai să mergem. Și ce a avut nevoie, David a primit din partea Domnului. A avut o experiență nouă cu Dumnezeu și Dumnezeu l-a asigurat că poate să-l protejeze nu numai când fuge de Saul. Dumnezeu poate să-l protejeze când este lângă Saul.
Dumnezeu poate să-l protejeze nu numai când fuge departe de oștirea lui Saul. Dumnezeu poate să-l protejeze când intră prin oștirea lui Saul. Dumnezeu poate să-l protejeze când trece de Abner și stă între Abner și Saul și pune mâna pe sabia împăratului. Dumnezeu zice, nimeni nu-ți poate face nimic. Câtă vreme eu sunt Dumnezeul tău și ești alesul meu, nimeni nu-ți poate face nimic. Spunea un frate misionar, orice lucrător al lui Dumnezeu este nemuritor pe durata misiunii lui. Dacă Dumnezeu ți-a dat ceva de făcut până faci lucrul acela, nimeni nu poate să te omoare. Nici securitatea, nici musulmanii, nici nimeni, nici comuniștii, nici atei. Nimeni nu te poate omora. După ce ți împlinești misiunea, Dumnezeu te poate lua acasă. Dar dacă ți-a dat o misiune de făcut, Dumnezeu te protejează până îți faci misiunea. Până îți faci misiunea. Nimeni n-a putut să pună mâna pe Saul din Tars mai târziu, pe Apostolul Pavel. Uitați-vă la mărturisirile lui, la spovedania lui, între frați mincinoși, așa, 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 bătut cu pietre, în fundul mării, s-a spart corabia cu mine. Nimeni! Ești nemuritor când ești alesul lui Dumnezeu pe durata misiunii pe care o ai. Și Dumnezeu îi spune lui David, nu m-am jucat cu viața ta. Samuel te-a uns pentru că am planuri mari cu tine. Și seara aceasta, noaptea aceasta, sper să fie o dovadă. Dacă n-ar fi de ajuns, Dumnezeu îi dă și o confirmare, o întărire a confirmării. Se duce pe deal, strigă, Abner, Abner, bărbat ești tu. Îl atacă unde? Trupe speciale sunteți voi, băi, și tu ești șeful lor, băi, ești bărbat, băi. Bărbat, băi, n-ai putut să stai treaz, să-ți păzești împăratul. Ești vrednic de moarte. Caută sulița și urciorul împăratului. După cum vedeți, încă în vremea aceea împărații dormeau apă, beau apă noaptea. Așa că nu numai dumneavoastră beți apă noaptea. Saul avea ulciorul la capătul patului, ca să nu meargă departe. Confort pentru împărați. Confort pentru împărați. Unde e apa, Abner? Saul zice, unde e, băi? Nu-i. Unde e sulița? Nu-i. Și David zice, uite-le aici. Și din partea lui Dumnezeu, într-un moment de luciditate, nebunul acesta, care e nebun, e chinuit de un duh rău, Saul, are niște cuvinte din partea lui Dumnezeu. Din partea lui Dumnezeu. Dumnezeu i-a vorbit prin împrejurări și acum Dumnezeu îi vorbește prin gura dușmanului lui. Dumnezeu, când vrea să vorbească cuiva, îi vorbește chiar și prin dușman. Și Saul rostește cuvinte pe care nici el nu le crede. Rostește cuvinte pe care nici el nu le crede. Saul a zis, am păcătuit, întoarce-te fiul, cum îi zice? Fiul meu, David. Înțelegeți în toată numirea aceasta. Căci nu-ți voi mai face rău. Fiindcă în ziua aceasta viața mea a fost scumpă înaintea ta. Am lucrat ca un nebun și am făcut o mare greșeală. Versetul 25. Fii binecuvântat, fiul meu David. Tu vei face lucruri mari și vei birui. Asta nu-s cuvintele lui David. Astea-s cuvintele lui Saul. Astea-s cuvintele pe care Dumnezeu îi le spune prin Saul lui David, pentru că avea nevoie de așa ceva. Avea nevoie de așa ceva. David știe că acestea sunt cuvintele lui Dumnezeu și că nu sunt cuvintele lui Saul. De unde știm lucrul acesta? El îi propune lui Saul, dacă este ceva între mine și tine, să primească Domnul din partea noastră un dar de mâncare. Ce înseamnă asta? Vino și să stăm de vorbă. Vino și să stăm de vorbă. Vino și să punem o jertfă împreună în partea lui Dumnezeu. Saul îi spune și el de partea cealaltă, am greșit, vino încoace, vino încoace. Și David ce face? Zice, uite sulița, uite și ulciorul, ți le aduc, a? Așa zice? Ăla îi spune, vino. David zice, hai să punem o jertfă împreună. Și David zice, te cred. Uite aici, trimite pe cineva să le ia, că eu de venit nu vin. David știa mult mai bine decât să se încreadă în cuvintele unuia care astăzi este, mâine
nu este cum era Saul. Când îl pupa, când arunca cu sabia, sulița după el. Și David pricepe că acestea nu sunt cuvintele lui Saul. El nu se încrede în cuvintele acestea. Asta e mesajul lui Dumnezeu prin gura unui om tulburat, ca o confirmare a faptului că e alesul lui și că are un viitor în planul lui Dumnezeu. Dar David nu se încrede în Saul. Dacă s-ar fi încheiat, ar fi fost cu totul. Ca în povești ar fi fost. Ca în povești ar fi fost. I-a curțat viața, Saul a văzut că i-a curțat viața, i-a fost rușine, lui Abner i-a fost necas, a smerit, David i-a iertat, s-a dus la ei, Saul a iertat, au avut o jertfă înaintea Domnului, au tras o masă și au plecat toți la Ierusalim și au trăit fericiți până la adânci bătrâneți. Nu. Viața nu este ca în povești. Ce bine ar fi să fie ca în povești. Nici pentru David, nici pentru dumneata. Nici pentru mine. Într-o viață care este altfel decât poveștile și ce am vrea noi să fim, Dumnezeu însă ne asigură că El ne poate purta de grijă. Crezi tu lucrul acesta? Îți este ție suficient lucrul acesta? E bine, se pare că lui David nu i-a fost. Ce declarație mai mare și mai clară putea să facă Dumnezeu? Ce demonstrație mai practică putea să facă Dumnezeu ca să-l asigure pe David că e cu el, decât ceea ce a făcut. Experiența este bună, concluzia este rea. Problema lui David este reală, rezolvarea lui David este falsă. După o asemenea experiență cu Dumnezeu, el face exact lucru pe care zice că îl teme. Țineți minte ce îi spune lui Saul. Dar dacă oamenii te ațâță, blestemat să fie înaintea Domnului, fiindcă ei mă izgonesc astăzi ca să mă dezlipească de moștenirea Domnului, zicându-mi, du-te de slujește unor Dumnezei străini. Dacă te porți așa cu mine, Saule, până la urmă va trebui să mă duc în străinătate. Să plec printre păgâni. Voi mă izgoniți pe mine dintre voi. Voi mă izgoniți printre mine. Dumnezeu îi arată că dar aici nu plecați, sunt cu tine. Poți să-ți păstrezi viața chiar și în cortul lui Saul. Și David, capitolul 27, versetul 1, trage concluzia greșită. Voi pieri într-o zi ucis de mâna lui Saul. Nu este nimic mai bine pentru mine decât să fug în țara filistenilor pentru ca Saul să înceteze să mă mai caute în tot ținutul lui Israel. Așa voi scăpa de mâna lui. Este un moment de slăbiciune, este un moment de presiune, este un moment de panică și David se va duce și va plonja într-o situație de compromis, n-ar fi trebuit să o facă. Dacă întoarceți doar la capitolul 21, versetul 10, mai fusese odată la Achish fugind de Saul și ca să nu-l omoare Achish a făcut spume la gură și făcea zgârieturi pe porți, pe uși. Și Achish i-a zis, ce mi-ați adus un nebun, am destui nebuni. Și acum David zice, mă duc înapoi. Făcuse deja un compromis și David plonjează acum într-un moment de slăbiciune, într-o situație de compromis, se duce înapoi la Achish și va intra, cum vom vedea în studiile următoare, în complicație după complicație. Cea mai mare dintre ele va fi momentul în care Achish și filistenii declară război Israelului. Și David este mare căpetenie în oastea lui Achish și a filisteni. El care fusese conducătorul oștirii lui Saul, generalul armatei, el care, despre care se cânta Dumnezeu i-a dat lui Saul miile și lui David zecile de mii, se va trezi sub steag filistean, în armata filisteană, de partea cealaltă a văi, față în față cu poporul Domnului. Va lupta David unsul Domnului împotriva poporului lui Dumnezeu. Vom vedea cum va reuși Dumnezeu să-l scoată din complicația în care intra singur. Cert este că a avut o experiență bună cu Dumnezeu și din cauza slăbiciunii și a oboselii și a lipsei de răbdare n-a mai putut și a făcut un compromis și a plecat. Și încheie studiul acesta cu întrebare. Pentru tine când e prea mult? În fața tuturor dovezilor pe care Dumnezeu i le-a dat, David trage o concluzie greșită. Nu e singur. Și eu am tras-o și dumneavoastră ați tras-o. Și deși știm cu mintea teoretic și deși am avut experiențele noastre cu Dumnezeu,
facem câteodată borobațe și boacăni, cum a făcut David. Te miri de el! Te miri de el! Cum a putut să plece din Israel și după așa o minune să tragă o concluzie așa de greșită? Și când Saul îi spune nu pleca pentru că te las în pace, el să spună totuși ce-am zis eu adevărat, băieți, hai să plecăm. Și pleacă la dușmanii poporului lui Dumnezeu. Biblia nu are calificative față de actul acesta lui David, nu spune a făcut rău, nu spune a făcut bine, dar vom vedea în studiile viitoare că n-a fost tocmai bine. Și Dumnezeu va trebui să facă niște lucruri cu totul și cu totul speciale pentru ca să-l scoate pe David din această situație extraordinar de stânjenitoare. Știu că nu puteți să o înțelegeți prea mult, astăzi nu ne putem raporta de aici. De exemplu, dacă America declară război României sau România declară război Americii, dumneavoastră luptați în trupele americane, luptați împotriva românilor, ați omorât români? Și asta este palidă imagine față de dilema în care s-a pus David. S-a dus în ceata dușmanilor lui Dumnezeu și se va trezi forțat de împrejurări să lupte cu Dumnezeu și cu poporul lui. Pentru că a tras o concluzie greșită. Compromisul pe care îl va face până atunci este că va intra într-o viață de minciună. El trebuie să trăiască, 600 de oameni trebuie să trăiască, vor merge în continuare să lupte și mergeau, așa cum vom vedea, și jefuiau oameni, omorau turme de negustori și așa mai departe. Când venea, îi dădeau partea lui Achish, că era la lui, nu? Și Achish zicea, oh, mi-ai dat și de asta, de asta, pe cine ai bătut astăzi, pe cine ai jecmănit astăzi? Și David îi va spune de fiecare dată, colo și colo, el de fapt omora filisteni. Și ca să nu afle filistenii că el omora filisteni, avea grijă să nu scape niciunul. Îi căsăpea pe toți, îi omora de nu se vedea. Și trăia o viață de minciună, omorându-i spunea lui aia, nu, eu sunt cu voi, eu sunt cu voi. David intră într-o viață duplicitară, pentru că nu mai poate. Pentru că face un compromis. Și în fața demonstrației a totputernicului Dumnezeu, David zice, ia, Dumnezeu m-ar putea păzi, ia, Dumnezeu mă păzește, dar totuși e mai bine să plec, e mai bine să plec. Nu mai poate să te ferească și să mă ferească Dumnezeu să obosim sub atotputernicia Lui. Și să avem o limită a credinței, să spunem, mai mult de atât nici Dumnezeu nu-mi cere. Nu e adevărat. Sunt cazuri în care David nu este un exemplu de ce trebuie să facem, sunt cazuri în care David nu este un exemplu de ce nu trebuie să facem. Când ai îndoială, când ai panică, nu lua hotărâri pripite și mai ales nu lua hotărâri care să te despartă de poporul lui Dumnezeu și de Dumnezeu. Repet concluzia acestui studiu. Vei avea de luptă cu dușmanii dinăuntru tău. Unul dintre cei mai mari este îndoială. Panica nu este un timp în care să faci decizii. Dacă totuși trebuie să iei decizii, nu lua niciodată decizii care să te îndepărteze de poporul lui Dumnezeu sau de Dumnezeu. Lasă-L pe Dumnezeu să-ți rezolve problemele supranatural. Nu-i spune lui Dumnezeu, nu se mai poate. Dumnezeu spune, se mai poate. Eu te-am ales, eu te duc, se mai poate. Nu greși cum a greșit David. Dă-i lui Dumnezeu girul încrederii tale totale. Amin? Ne ridicăm.